În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Luați jugul meu, căci jugul meu este ușor și povara mea este ușoară. Iubiți credincioși, în generoasa zi de toamnă, care ne așează între două luni, vedeți că azi noapte am redobândit ce am împrăștiat în primăvară. Avem de-a face cu ziua de 25 de ore. Un prilej de a vă propune eu, păcătosul și nevrednicul, să vă faceți așa o socoteală asupra acestei zile, că tot timpul ne văietăm că nu ne ajunge timpul. Ei, uitați-vă că avem de-a face cu o zi de 25 de ore. Bineînțeles că nu va ajunge nici 48 de ore la o zi, asta e clar. Dar, ca să înțelegeți ce vă propun, vreau să valorizați fiecare oră și la sfârșitul zilei să trageți linie, să spuneți, da, mă, da, uite, sunt 60 de minute în plus. Dar vă spun cu mâna pe inimă, am făcut ani de zile calculul acesta. Nu o să vă dați seama unde se duce. Pentru că este așa o mare simbioză, un amestec între ceea ce puteai să faci și n-ai făcut, ori te-ai trezit mai târziu, ori nu o să vă iasă, dar nu e pentru descurajarea dumneavoastră, nu-mi ferește. Pe mine m-a ajutat să constat că nu mi-a ieșit și am mers mai departe. Mi-aduc aminte acum vreo 10-15 ani când eram mai tânăr, veneam la biserică la 2:30 și erau probleme că la un moment dat se făcea ora 4 și imediat se făcea 3. Asta era pentru primăvară. Acum se făcea ora 3 după ora 4, dar eu eram în același loc și oamenii care veniseră să mă cerceteze sau eu să-i cercetez pe ei, nici acum nu am aflat de fapt cine pe care cerceta, pentru că eu mă simt foarte avantajat pentru faptul că experiența de atunci îmi folosește și acum. Și atunci mi-am pus problema, unde este ora aceasta? E tot o chimeră. E tot ceva care nu poate să depășească practic viața noastră. Dar uitați despre ce este vorba vis-a-vis de ziua aceasta cu dublă semnificație. Este duminica, a 24-a după pogorârea Duhului Sfânt, dar este și ziua de prăznuire a Sfântului Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocrotitorul capitalei țării noastre. Este dublată de această sărbătoare, dar este și triplată de ziua Domnului, care este ziua Învierii. Și astăzi Sfinții Părinți ne-au propus două rânduri de Evanghelii, și anume și Evanghelia zilei, adică 24-a după Rusalii, vorba despre vindecarea, despre învierea fiicei lui Iair și de vindecarea cea cu scungere de sânge, dar este vorba și de Evanghelia cuviosului Dimitrie, o Evanghelie în care Mântuitorul ne cheamă pe toți și ne spune cu blândețe că jugul lui nu este greu și povara lui este ușoară. Ce să înțelegem? Eu ani de zile le-am tot luat așa, ori pe rând, ori la un loc, și astăzi însă m-am gândit să vă spun câteva lucruri. Vis-a-vis de faptul că am constatat în aceeași Evanghelie două atitudini diferite ale Mântuitorului. Și anume, odată când a întrebat și a provocat pe cea vindecată să mărturisească faptul că a primit vindecare prin atingerea de poala hainei lui, și la sfârșitul Evangheliei, după ce învie pe fiica lui Iair și o încredințează părinților, le spune, vedeți, să nu spuneți nimănui. Este absolut halucinant. Odată vrea să se dea în vileag și altă dată vrea nimeni să nu știe.
Este vorba de atitudini diferite, nici de cum. Este vorba de ceea ce ne învață clar astăzi. Și ca să înțelegeți mai bine cam ce vreau eu să vă spun în puținele cuvinte de astăzi, este următorul lucru. Îmi aduc aminte de o pioasă istorioară care încheie biografia lui Franz Kafka. Spre bătrânețe, fratele nostru Franz, pe care îl cităm acum, era într-un parc și s-a apropiat de o fetiță care plângea așa de tare încât nu putea să stea nimeni pe lângă ea, nu putea nimeni să o mângâie pentru că refuza tot și nu prea știa lumea ce s-a întâmplat, de ce plânge. Și el a avut răbdare să o asculte și printre sughițuri i-a spus că și-a pierdut păpușa. Și atunci el a luat-o în brațe, a așezat-o lângă el pe o băncuță și i-a spus numai două fraze. I-a spus, dar nu s-a pierdut. Știi care e problema? Eu când am intrat în parc, păpușa ta ieșea din parc și mi-a făcut cu mâna și a zis că se duce să se plimbe, că are o călătorie foarte interesantă și m-a rugat pe mine să-ți spun că nu trebuie să fii supărată, pentru că o să-ți scrie în fiecare zi. Uite, draga mea, în fiecare zi la ora 5 ne vom vedea aici, eu voi veni cu scrisoarea pe care ea mi-o trimite și o să o citim împreună. S-a împăcat fetița cu gândul și a doua zi l-a așteptat. E bine, Kafka a început să își prezinte în scrisorile imaginare ale păpușii, să prezinte o călătorie fantastică. Și în fiecare zi îi aducea câte un eveniment la care participase păpușa și de la care îi povestea tot felul, lucru care s-a întâmplat câteva săptămâni bune la rând. Numai că trebuia să facă și o anumită aterizare pe pământ. Și s-a gândit că cel mai bine este să-i prezinte o ultimă scrisoare în care să-i spună că în seara următoare aveau să se întâlnească. Pentru că nenea Franz o va aduce în parc și o va înmâna să aibă grijă de ea așa cum a avut toată copilăria ei. Bineînțeles că au așteptat cu sufletul la gură a doua zi și a venit Franz cu o păpușă, care, după cum vă imaginați, nu semăna deloc cu păpușa pe care o pierduse biata fată. Dar lângă ea un mic bilețel pe care scria: știi tu, călătoriile m-au cam schimbat. Și a păstrat fetița aceasta mulți ani păpușa, până când, la sfârșitul adolescenței ei, a constatat că într-o mânecă de-a hăinuțelor păpușii parcă se simte ceva. Și într-adevăr a scormonit și era un bilețel pe care scrisese de fapt tot Franz Kafka: în viață, ceea ce iubești s-ar putea să pierzi definitiv, dar dragostea se va întoarce mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau într-altul. Era deja fetița la vârsta la care putea să înțeleagă lucrul acesta. Dar noi suntem la vârsta la care să putem înțelege, de fapt, care este atitudinea pe care trebuie să o avem cu pierderile noastre, cu câștigurile noastre, cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Haideți să le luăm de la început. Să aplicăm această frumoasă povestire asupra episodului învierii fiicei lui Iair. Vine Iair și spune Mântuitorului că să vină în casa lui pentru că fiica este grav bolnavă. Până să vină s-au adunat mulțime multă. Această mulțime a început să îngheldească pe Mântuitorul și la un moment dat o femeie care, se spune, avea o scurgere de sânge de 12 ani și își cheltuise toată averea sa, toată tinerețea sa,
toată sănătatea ei cu doctorii și niciunul dintre ei nu putuse să o vindece. Și atingându-se de poala hainei Mântuitorului, s-a făcut sănătoasă pe dată. Și Mântuitorul s-a întors și a zis, cine este cel care s-a atins de mine? Vă imaginați acum, pe bună dreptate, cei care erau pe lângă el n-au avut curaj să-i spună așa pe față, dar apostolul Petru, care era cel mai în vârstă și pe vremea aceea se respecta foarte mult luarea de cuvânt, a spus, învățătorule, lumea te îmbulzește și tu te întrebi cine s-a atins de mine. Ce nu, nu, s-a atins de mine cineva pentru că am simțit o putere care a ieșit din mine. Și văzând că s-a dat pe față, femeia a mărturisit înaintea tuturor de ce s-a atins de poala hainei Mântuitorului și cum că a fost vindecată îndată. Iată că acum Mântuitorul ne cere foarte clar să se arate persoana care a primit ceva. Un aspect. Apoi, între timp, vine un slujitor din casa lui Iair și spune, nu mai osteni pe învățătorul, fiica ta a murit. Dar această frază a auzit-o și Mântuitorul și a zis, nu te teme, crede numai și se va mântui. Atunci s-au îndreptat către casă, a luat pe Petru și pe Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, au intrat în casă și după ce au intrat în casă, cei care au văzut cum se apropie nu ca de mort, ci ca de cineva pe care îl invită să se ridice, au început să râdă și Mântuitorul i-a dat afară. A rămas numai cu părinții și cu cei trei și i-a zis, copilă, ție spun, ridică-te. Și s-a ridicat și el a dat-o părinților să-i dea ceva de mâncare. Dar le-a spus în același timp, vedeți să nu spuneți nimănui nimic. În aceeași istorioară, în același moment, iată că aflăm două atitudini de ale Mântuitorului, așa zis contrare. Una, cine este cel care s-a atins de mine, adică hai, arătați-vă, a ieșit din mine o putere, vă spun eu că sigur s-a vindecat prin harul pe care l-am simțit că a plecat din mine. Și a doua atitudine, aceea în care Mântuitorul zice să nu spuneți nimănui nimic. Ei, nu cumva este vorba exact de ceea ce am pierdut noi sau am crezut că pierdem? Este exact acest lucru. Mântuitorul a dat din harul său, apoi nu s-a văietat că a pierdut din har, Doamne ferește, dar a vrut ca cel care l-a primit să mărturisească lucrul acesta. Trebuie să învățăm și noi că sunt anumite momente în viață când ni se pare nouă că ni se cuvine ceva. Știți pe cel care se învârtea, nu-și găsea loc de parcare și avea o afacere grozavă de semnat și l-a rugat pe Dumnezeu, Doamne, acum îți spun la cât câștig, 10% e al tău, numai fă-mi loc de parcare. Mai face două ture și vede pe cineva că iese și îi face loc. Zice, Doamne, nu mai e nevoie. E, cam așa suntem noi. Imediat cum primim câte ceva, am rezolvat-o. Uităm de cel pe care l-am rugat să ne rezolve problema și chiar ne-a rezolvat-o și credem că s-a întâmplat așa, s-a așezat într-un fel, ne-am întâmplat noi pe acolo, am avut insistență să ocolim pe sensul unic, că săptămâna asta mergi pe un sens și săptămâna mergi pe celălalt sens. Și ce te rogi? Doamne, să se schimbe ceva? Nu, tu-ți faci rondul tău. Și dacă se schimbă ceva, zici, Doamne, s-a rezolvat? Nu. Știe Dumnezeu când să le rezolve. Așa că aviz amatorilor, aveți răbdare că știe Dumnezeu ce face. Dar să ne întoarcem la păpușa noastră care a plecat și ne-a trimis câteva mesaje de ale ei. Pleacă și mintea noastră. De multe ori ne mai trimite mesaje,
Dar cel mai important lucru este acela, să nu uităm că sunt multe lucruri pe care noi le considerăm pierdute, definitiv, și nu este așa. Ele, dacă sunt pierdute la nivel fizic, să fim siguri că dragostea cu care noi ne-am apropiat de ele se va întoarce într-un fel sau într-altul, mai devreme sau mai târziu. Iubiți credincioși, Sfântul Dimitrie, cel nou din Basarabia, ocrotitorul capitalei noastre, este unul care ne învață unul dintre lucrurile cele mai grozave. Știți că noi facem parte dintr-un popor despre care se spun multe. Cine nu ne cunoaște poate să ne judece foarte grav. Dar imaginați-vă că în 1774, când s-a terminat războiul ruso-turc, veneau Petru Saltăcov, marele comandant de oști, care se ducea spre Sankt Petersburg, trecea până jumatea țării noastre, așa. Nu știu dacă îi pusese și covor roșu, cert este că a trecut în București. În momentul în care a trecut prin București, domnitorul a văzut cam ce prădase el în război și a pus ochii pe niște moaște și a dat 3.000 de galbeni. Acum nu cred că vă puteți imagina ce înseamnă suma respectivă sau oricum totul este relativ. Cert este că și lui i-au făcut cu ochii cei 3.000 de galbeni și a zis da, pentru suma asta îl dau pierdut. Aveți curaj să spuneți că a fost o mituire? Acum să vă văd. Să nu credeți că trăim într-o societate în care toate sunt albe sau negre și vine Sfânta Justiție și trage o linie așa imaginară. Nu, fraților. Niciodată un lucru nu este alb sau negru. Contează din ce unghi îl vezi, în ce perioada zilei te afli, în ce dispoziție te afli să judeci respectivul act. Și iată că dacă vreți să spuneți că a fost o mită, atunci vă spun că Bucureștiul este ocrotit prin mituirea unui general rus în 1774. Dacă dumneavoastră vă convine așa ceva, puteți să ziceți și mai departe. Eu v-am lansat această provocare tocmai să vă pregătesc să nu mai judecați la prima înfățișare. Așteptați întâi să vedeți lucrurile cum stau. Pentru că generalul acela chiar avea nevoie de suma respectivă. Dar noi aveam și mai mare nevoie de Sfântul Dimitrie. Așa că nu o să știm niciodată unde este balanța înclinată. Dar revenim la păpușa noastră. Nu cumva ni s-a arătat faptul că dragostea noastră de a avea sfinți ocrotitori s-a întors într-un fel sau într-altul, mai devreme sau mai târziu, la un popor care avea nevoie să se încarce din când în când prin atingerea de sfintele moaște ale Sfântului Dimitrie din Basarabia. Iubiți credincioși, acum spre casă, când încă mai avem câteva ore bune din cele 25 ale zilei de astăzi, vă propun ca până mâine dimineață să vă faceți așa o socoteară, să vedeți cât ați putut să faceți într-o zi mai lungă decât cealaltă, că de mâine încolo zilele vor avea tot 24 de ore. Și trecând linie, văzând în plus sau în minus, vă veți da seama că de fapt nu lungimea zilei face sărbătoarea, ci modul în care fiecare secundă este prețuită. Mai spuneam și altă dată, întotdeauna mă fascinează la concursuri când se spune, mai aveți jumătate de oră, când încep ultimele secunde și se numără 10, 9, 8, până ajung la 0, ultimele 10 secunde parcă ar fi mai importante decât celelalte. Dacă noi însă le-am
putea număra de la început, vă imaginați câte secunde ar încăpea în fiecare oră de concurs? Așa este și cu cele 24 de ore. Noi ne văietăm numai la sfârșitul zilei că nu ne-a ajuns timpul să facem cu tare sau cu tare sau cu tare. Și acum vom demonstra că v-a dat Dumnezeu o oră în plus și nu prea vă iese la socoteală că ați făcut ceva. Dar nu v-am spus asta ca să vă necăjesc. V-am spus să vă provoc și să mutați cea de-a 25-a oră în față, nu în spate. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.